Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au despărțit definitiv, după ce artistul a recunoscut că are doi copii. Ce a transmis public foste iubite, ies în față, spun adevărul. Vreau să știți. Bogdan de la Ploiești și Cristian Pucean nu mai formează un cuplu. Anunțul a fost făcut chiar de manelist. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de manele din țara noastră. De-a lungul anilor, și-a clădit o carieră de succes în această industrie, având o mulțime de fani care îl susțin necondiționat. Dacă în viața profesională a bifat reușită după reușită, nu la fel s-a întâmplat și pe plan sentimental. Se pare că el și Cristina Pucean au decis să meargă pe drumuri separate în viață. Anunțul a fost făcut chiar de manelist, prin intermediul rețelelor de socializare. Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au despărțit. Timp de mai bine de doi ani, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Relația lor a fost una cu suișuri și coborușuri, întrucât de-a lungul timpului au avut parte de numeroase împăcări și despărțiri. Se pare că de această dată decizia este una definitivă. Prin intermediul rețelelor de socializare, manelistul a anunțat că el și celebra dansatoare au decis să nu mai formeze un cuplu. Despărțirea lor s-ar fi întâmplat cu ceva timp în urmă, însă au decis să facă anunțul de abia acum, după ce au primit mai multe întrebări. Se pare că motivul pentru care au ascuns adevărul până acum este că nu ar fi vrut ca oamenii să creadă că este vorba despre o strategie de marketing. Mai mult decât atât, Cristina Pucean s-a trezit cu o mulțime de reacții negative din partea internauților. Am văzut că sunteți foarte curioși de viața mea sentimentală, iar astăzi vreau să vă împărtășesc purul adevăr. Eu și Cristina nu mai formăm un cuplu de ceva timp, doar că nu am vrut să spunem asta ca să nu credeți că este vorba de vreo strategie de marketing sau să credeți că promovăm vreo piesă. Pur și simplu, astăzi din cauza hateului pe care și l-a luat ea pe rețelele de socializare și ce am văzut că mai scriu unii oameni care nu vor să ne facă decât rău, am ales să ies în față să vă spun adevărul. Nu a fost vorba de trădare, nu a fost vorba de înșelat, nici din partea mea, nici din partea ei. A mărturisit Bogdan de la Ploiești în cadrul unui filmuleț postat pe TikTok.